Încă cu 100 de ani în urmă, sportul era doar un privilegiu pentru bărbați, însă în ziua de astăzi, femeile nu doar că se implică activ, dar și ocupă poziții de top. Astăzi am pregătit o selecție de momente neobișnuite din sportul feminin, care la sigur nu te vor lăsa indiferent. Doza de motivație e garantată, așa că așează-te cât mai comod, pregătește-ți o limonadă, stoarce butonașul de like și să începem! Pauline Norris la sigur are nevoie de mai mult timp pentru pregătire pentru a sări în comparație cu alte participante, însă se merită pentru că ea sare cu mult mai bine decât adversarele. Vrei să studiezi mai detaliat lumea animală și cea acvatică, să vezi ce trebuie să faci pentru a supraviețui și care este cel mai puternic animal din lume? Intră pe canalul Red Zebra. Linkul este în descriere. Cât de frumos poate fi când ți-a rămas doar câțiva centimetri care au decis soarta ta? Doar privește fața acestei tenisiste. În loc să dea o lovitură pe cortul rivalei, a marcat mingea pe partea sa de cort. Cady Sania capătă viteză mai mare datorită mușchilor bine antrenați. Ea nu ține foame ca să scadă din greutate, ci invers, se antrenează mult pentru a face mușchi. Asta funcționează de minune. Începutul hotărător al lui Kvalag nu a dus la nimic bun, ci s-a transformat în pași neconvingători pe nisip, în loc de o săritură bună în lungime. De vină sunt emoțiile. Poate că Iana Gladciuc nu a putut uimi arbitrii cu săritura sa la competiții, însă startul său neobișnuit i-a făcut pe mult să se râdă. Săritura în lungime necesită calități de sprint și să știe tehnica bine. Toți acești ani, anume pe asta a pus accent Maria și nu întradins. Ea a arătat un rezultat fenomenal la competițiile din 2020. Alisa Smith nu pierde timpul în zadar. Ea se antrenează la greu în fiecare minut liber. E cu mult mai important să pui accent pe propriile valori decât să invidiezi rivalele. Clara Ferdinand e un exemplu de răbdare. Indiferent de eșecuri, a mers mai departe și a demonstrat un rezultat incredibil. Diana Zagainova a ajuns la viteza cuvenită pentru ca lungimea săriturii să fie potrivită pentru a învinge, însă ceva nu a mers bine, astfel a rămas fără medalie. Era gata să sară, însă s-a răzgândit în ultimul moment. Oare ce s-a întâmplat? An de antrenament și nici nu a încercat. Ce situație neobișnuită! O sportivă s-a felicitat înainte de a cădea. Ea nu doar că a luat aurul, dar și a stabilit un nou record. Asta da putere și încredere în sine. Iulia Levchenko e o sportivă din Ucraina, care la campionatul din 2021 nu a făcut nicio greșeală. Niciodată nu a atins bara transversală și fiecare săritură era la cel mai înalt nivel. Dar iată Victoria Kalita, indiferent de antrenamentele grele și extenuate, nu a reușit să obțină rezultatul dorit, deoarece a atins bara în timpul săriturii. Femeia din video e unică, ea a decis să se predea rivalelor sau să se odihnească. În orice caz, a pierdut orice șansă de câștig. Săritura în lungime a Veronicăi Violeta a fost realizată conform tuturor standardelor. Totul e bine și luat în calcul, însă după cum știm, să fie doar bine nu e îndeajuns.
Maria a acumulat viteza necesară, s-a împins bine, însă și așa nu a putut sări la distanța necesară pentru câștig. Asta înseamnă că totul e înainte, nu e cazul să cedeze. Monica Benserat e un exemplu bun de abordare a propriilor greșeli. Chiar dacă de data asta nu a ieșit bine, data viitoare îi va impresiona pe toți cu rezultatul său. O tenisistă din Thailanda a crezut că a câștigat, însă într-un final a rămas dezamăgită când a înțeles că nu-i chiar așa. Finalul campionatului de atletism feminin din 2021 a șocat toată lumea. Era clar cine va deveni câștigătoare din primele secunde. Ea atât de repede a devenit prima încât nu a lăsat nicio șansă adversarelor. Pare periculos. Probabil ai să zici că o femeie gingașă nu trebuie să ridice astfel de greutăți, însă doar privește, i-a reușit uimitor. Te-ai întrebat vreodată cum majoritatea se descurcă cu trucurile și nu cad? Secretul constă în antrenamentele grele, însă asta uneori nu ajută și au loc astfel de accidente dureroase. Polina Cronos nu doar că este una dintre cele mai frumoase femei de pe planeta noastră, este și o sportivă minunată. Tehnica excelentă a săriturilor e un exemplu pentru mulți începători. Această sportivă nu cedează și, indiferent de toate eșecurile, merge spre scopul său, fie ca încă un eșec să devină un pas spre câștigul de anul viitor. Săritura lui Elena Palac e acel caz când totul a decis o adiere de vânt provocată de mișcările corpului său în timpul unei sărituri perfecte. Polina Norris mereu a demonstrat rezultate bune la antrenamente, însă ceva nu a mers bine în cel mai important moment. Anastasia Ivanova nu a putut demonstra un rezultat bun, însă ea nu se dă bătută și o așteaptă un an de antrenamente complicate. Și tu vezi asta? Sportiva a sărit peste aproape tot spațiul marcat, însă nici nu s-a bucurat. Asta da autocritică. Cine știe, poate asta e calea spre succes. Succesul constă nu doar în ani de antrenament, aici ai nevoie și de talent, dar și de noroc. Astfel, deseori, cei pe care se pariază ajung să fie ultimii din listă. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii ce tip de sport vă place cel mai mult. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă la imi!